Un atac sângeros a avut loc sâmbătă seară în cartierul Nicolina. O femeie a fost bătută, iar un bărbat a fost înjunghiat de un altul, totul pornind de la o criză de gelozie. Actualul concubin al victimei a recurs la acest gest după ce ar fi urmărit-o pe femeia care se afla în compania fostului iubit. Bărbatul înjunghiat a fost transportat la spital după ce a suferit răni mai grave, în timp ce femeia a scăpat cu răni minore, aceasta fiind bătută. Femeia ar avea un copil cu bărbatul care a fost înjunghiat. Agresorul a fugit Imediat după incident, predându-se la scurt timp, criminaliștii ieșeni fac cercetări pentru a stabili de la ce a pornit totul.